UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Agricultura, o șansă pentru România. O emisiune în care încercăm să descifrăm, să aflăm, să ghicim poate uneori, dar nu e cazul în emisiunea de azi, care e viitorul fermierului român în context comunitar și internațional. Și spun că astăzi nu ghicim, astăzi mergem la sigur, pentru că vom afla informații chiar din instituțiile unde se decide, între altele, și viitorul agriculturii românești. Sigur, și la București e important, dar instituțiile europene, Consiliul Europei, Comisia Europeană și Parlamentul European sunt cele care decid în ce măsură fermierul român va beneficia și cum va beneficia de anumite sume destul de importante. Carmen Avram este europarlamentar, este membru în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Mulțumesc, bună seara, doamnă Carmen Avram, mulțumesc din nou că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. E absolut normal să discutăm la prima mână, să aflăm mai multe informații, mai ales că recent a fost un vot în Parlamentul European cu foarte multe lucruri care privesc exact agricultura românească. Înainte de a intra în amănunte specifice și de a explica ce se va întâmpla cu micul, mediul și marele fermier din România, dați-mi voie să vă întreb așa, din ce simțiți dumneavoastră de acolo, din vestul Europei, agricultura românească are o șansă reală să reziste în următorii 20-30 de ani, ca de altfel agricultura europeană? Cât de optimistă sunteți? Vreau să vă spun că la nivelul Uniunii Europene sunt foarte mulți fermieri din multe țări ale Uniunii care sunt îngrijorați de ceea ce urmează. Și cred că e normal să fie îngrijorați, pentru că mergem în necunoscut cumva. Problema mare este că acest necunoscut e obligatoriu. Nu ne mai putem juca și dacă noi nu respectăm ce ni se spune, România va plăti foarte multe penalități. Și asta va duce inclusiv la sărăcirea fermierului și a implicita României. În toată această mare de necunoscut există și multe posibilități și oportunități pentru fermieri. S-au introdus niște lucruri, niște prevederi care, dacă sunt aplicate cum trebuie și dacă statul român își face treaba, ele ar putea duce la o îmbunătățire a situației fermierului român, în special a fermierului mic și mijlociu. Problema este că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Parlamentul European e foarte greu de descris și cred că este o premieră absolută. Eu personal am vorbit cu oameni care sunt de foarte mulți ani la Bruxelles și care, după ce le povesteam ce se întâmplă, răspundeau cu același cuvânt invariabil, incredibil. A fost un haos total. S-a ajuns la situația în care inclusiv oamenii care au lucrat efectiv la politica agricolă comună, oameni care au fost europarlamentari și în mandatul trecut și în mandatul ăsta, deci care au lucrat timp de 3 ani la politica agricolă comună, în timpul votului au anunțat că nu își votează propriul lor dosar. Și vorbesc despre un eurodeputat din Germania, un eurodeputat din Franța, și li s-au alăturat, astăzi am văzut lista cu cei care au refuzat să voteze noua politică agricolă comună, tot felul de europarlamentari și din Polonia și din țările nordice, destul de mulți. Deci în momentul în care s-a ieșit din vot, politica agricolă comună s-a votat cu 400 și ceva de voturi la 212, cred. Însă, după ce s-a ieșit din vot, a fost extrem de greu pentru noi și nu ne-am lămurit nici în momentul acesta ce anume a ieșit din acel vot care a fost haotic. S-au băgat amendamente pe ultima sută de metri. Amendamente, de exemplu, la plafonarea plăților pentru fermieri. Era un subiect care nu trebuia redeschis pentru că fusese deja decis în mandatul trecut și se știa că va fi o plafonare voluntară la 100.000 de euro, cu redistribuire de 10% și cu deducerea salariilor la 50% dintre angajați. Acum, din cauza că s-au băgat foarte multe amendamente pe aceeași temă, lumea a votat diferit. În final, a ieșit o combinație din aceste amendamente, ca un fel de puzzle, și unele prevederi se băteau cap în cap. La final, când am început să vorbim cu experții să ne spună ce anume a rămas din amendamentul cel care ne interesa pe noi ca români foarte tare, referitor la
plățile directe către fermieri, n-au știut nici ei să răspundă, pentru că probabil că va trebui să intervină departamentul legal al Comisiei Europene sau al Parlamentului European, care să stabilească ce anume rămâne din asta. Mai precis, s-a votat o struță cămilă în care spunea că țările trebuie să plafoneze plățile la 60.000 de euro, cu niște praguri până la 100.000 de euro și cu niște plafonări la 500.000 de euro, ceea ce este total aberant. Și ceea ce introduce foarte nou acest amendament e faptul că pentru prima dată în istorie a trecut un vot care plafonează plățile inclusiv la pilonul 2. Noi n-am mai trăit așa ceva și pe noi ne afectează foarte mult această prevedere dacă ea va rămâne în varianta finală. În acest moment, da, tot ce s-a votat săptămâna trecută se va duce la Consiliu și vor urma discuții între Parlamentul European, Consiliu și Comisie și se va veni cu o variantă finală care urmează să fie adoptată. Atunci, deci e foarte greu să vorbim despre ceea ce se va întâmpla în următoarea politică agricolă comună dacă ne gândim totuși că vor fi europarlamentarii, vor fi reprezentați la discuțiile dintre Parlament, Consiliu și Comisie, de aceiași europarlamentari care au refuzat să-și voteze propria muncă și care au refuzat să voteze politica agricolă comună. Nu știu dacă e foarte clar ce vă spun, a fost și pentru noi foarte greu de înțeles ce s-a putut întâmpla săptămâna trecută. Ideea este că în acest moment, după 3 ani de muncă, este foarte neclar și eu sunt foarte îngrijorată pentru fermierii români în special, pentru că ei așteptau un rezultat, ei așteptau măcar o notă care să le dea o direcție și care să le dea posibilitatea să-și facă planul pentru viitor. Și iată că din votul Parlamentului European ei nu pot să-și facă planuri în acest moment pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Însă, cum spuneam, există prevederi care pot ajuta foarte mult fermierul. Și dacă vreți, vă dau detalii acum, dacă nu, vă pot da detalii mai târziu. Sigur, încercam să înțeleg și eu ce mi-ați spus, pentru că e o premieră nedorită în mod cert. Deci, oamenii care nu și-au votat propria muncă înseamnă că au fost debusolați de schimbările apărute pe ultima sută de metri, că le-au considerat neadecvate și, dar e ciudat. Și aș vrea să discutăm foarte pe scurt, să subliniez încă o dată. În ceea ce privește plafonarea pe pilonul 1, au fost atâtea discuții încât cam știam, de la 60 până spre 100 de mii, cu acea deducere, ok, lumea să spunem că se putea împăca cu acest lucru. Dar mi-ați spus că se discută de plafonare la 500 de mii de euro sau nu știu cât o fi, pe pilonul de dezvoltare rurală. Ei bine, aici e jale pentru noi, că așa cum menționați, noi am avea nevoie de miliarde și în foarte multe miliarde în continuare. Păi, dacă vorbim de plafonare, înseamnă că nu putem face proiecte ample și avem nevoie de la asfalt, centre de colectare, da, drumuri, câte nu sunt rețele de apă. De unde a apărut ideea asta cu plafonarea pe pilonul 2? E o noutate? Plafonarea la 500 de mii urâtă, da. Este parte dintr-un amendament care spune plățile directe plafonate la 500 de mii și pentru dezvoltare rurală plafonat la 1 milion de euro. Am înțeles, în condițiile, da, în care noi avem investiții în acest moment de 2,5 milioane de euro, de exemplu. Și nu e foarte clar dacă irigațiile vor intra în acest program de dezvoltare rurală. Inițial era, nu e foarte clar dacă s-a votat amendamentul care permite ca irigațiile să poată fi susținute din bani europeni. Dar ce s-a întâmplat este că oamenii care au refuzat să voteze nu au refuzat să voteze pentru că au fost nemulțumiți de munca lor. Ei au refuzat să voteze pentru că nu le-a plăcut ce a ieșit, da, în primele, da, zile de vot. Pentru politica agricolă comună s-a votat de luni până vineri. În fiecare zi s-a votat câte o bucată din politica agricolă comună. Și pe traseu au intervenit voturi care probabil că nu erau în interesul țărilor. Și atunci au anunțat, în special francezii nordici și germanii, că nu vor vota această politică agricolă comună. Dar da, plafonarea la pilonul 2 e foarte, foarte importantă, pentru că, exact cum spuneați, noi avem nevoie de investiții. Dezvoltarea rurală
în noua politică agricolă comună este pus accentul pe ea. S-a și mărit plafonul de bani când se va adopta viitorul buget multianual. Există acolo o creștere de 15% pentru pilonul 2. Deci Comisia Europeană acordă foarte multă atenție acestui pilon. Dar pentru că amendamentele au fost atât de multe, au sărit diverse fragmente, s-au votat diverse fragmente din nenumărate alte amendamente și a ieșit această situație aberantă în care brusc ne vedem cu plafonul redus pentru prima dată la pilonul 2. Da, aici e ciudat pentru că, de exemplu, dacă ai un proiect de 2 milioane de euro, atât costă, să spunem, o canalizare cu stația de epurare, ce faci? Rupi în două proiecte? Mă rog, nu comentez. Totuși, doamnă Carmen Avram, dincolo de această nebuloasă tumultoasă, așa ce s-a întâmplat săptămâna trecută, există și părți bune? Pentru că aș vrea să și zâmbesc puțin, adică înțeleg că nimeni nu înțelege clar ce e și se așteaptă negocieri, dar avem ceva bun de scos în evidență? Da. În haosul acesta care s-a creat, a scăpat un amendament votat cu plus, în mod ciudat, și care a trecut, deci, de votul Parlamentului, cel legat de ajutorul național tranzitoriu. Da. Comisia Europeană nu mai vrea să acorde României acești bani din ajutorul național tranzitoriu, considerând probabil că am avut suficient timp să ne dezvoltăm și nu mai e nevoie de un ajutor național pentru fermieri. Amendamentul a fost introdus la vot de diversi europarlamentari de români. Noi l-am susținut cu toții. Și pentru că în ultimul moment raportorul german, din nou, al doilea raportor german pe această temă, s-a declarat neinteresat de ce mai urmează, n-a mai dat indicații de vot despre cum să se voteze în grupul politic și cum să voteze europarlamentarii. Și atunci, cumva, acest ajutor național tranzitoriu a fost votat, a trecut și dacă rămâne și după discuțiile cu Consiliul și Comisia, România va avea ocazia să o plătească în continuare pentru câțiva ani acest ajutor național tranzitoriu care este de mare folos fermierilor. Să sperăm, doamna Avram, că și în negocieri, iertați-mă, să sperăm că și pe mai departe își vor păstra aceeași lipsă de interes pentru indicația asupra votului și la negocieri ca să rămână aceste ajutoare naționale tranzitorii mai mult decât necesare. Știu că fermierii români nu sunt cei care stau cu mâna întinsă, dar decalajul de dezvoltare și capitalizare între vest și est e mai mult decât evident. Aceste ajutoare naționale tranzitorii nu sunt un ajutor social, nu sunt o pomană, sunt o sumă pentru investiții, de fapt, da? Pentru a compensa această diferență de capitalizare. Cel puțin asta cred eu, poate greșesc. Nu, e foarte important. E cu atât mai important cu cât fermierul român, să nu uităm, a intrat în Uniunea Europeană în 2017. Deci, acum, în 2007, acum 13 ani. Fermierul occidental are 50-60 de ani în politica agricolă comună. El a beneficiat decenii la rând de foarte mulți bani. Există un decalaj foarte mare, deci, între fermierii noștri și fermierii occidentali. În al doilea rând, fermierii occidentali au ajuns la plăți care pot ajunge la suma de 600 de euro pe hectar. În timp ce fermierii români sunt sub media europeană, abia se duc acum, anul viitor, vor trece de 200 de euro pe hectar. Deci decalajul este din nou foarte mare la plăți. Noi avem de asemenea o problemă uriașă cu faptul că nu ne sunt plătite peste 400 de mii de hectare de pământ lucrat. Pentru că a existat o reformă Cioloș între 2013-2021, a fost reforma Cioloș, România a trebuit să se pună la punct și în 2016 s-a făcut o evaluare și s-a decis că România are atâta suprafață de teren. Dar era greșit, pentru că România putea să declare acea suprafață pentru că nu terminase de făcut cadastrul. Și suprafața noastră agricolă, în acest moment, cea raportată la Bruxelles, este cu 400 de mii de hectare de teren în minus
și prin urmare pierdem banii aferenți acestor 400.000, peste 400.000 de hectare. Deci din nou suntem loviți. Avem o altă problemă pentru că raportările la vite, de exemplu, se fac la plata pentru animale, se face încă la anul 2013. Ori, între timp, animalele în 2013 nu mai sunt. Fermierii, unii dintre ei, au ieșit din business și cu toate acestea se plătesc subvenții pe cap de animal din 2013 până în 2020. În condițiile în care fermierii care au început să crească animale după 2013 nu primesc subvenții pentru că nu anul de referință este 2013. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie puse la punct. Vreau să vă spun că reprezentanții României au încercat, inclusiv în ultimele ședințe pe care le-au avut cu miniștrii de agriculturii din Uniunea Europeană, sub actuala președinție a Germaniei, au încercat să obțină de la Germania promisiunea că aceste lucruri se vor reglementa pentru ca noi să nu mai avem aceste pierderi uriașe de bani. Într-una dintre seri în care au avut loc discuțiile, președinția germană a spus: bine, vă promitem că rezolvăm aceste situații. În dimineața următoare, Germania a uitat ce promisese de marți și documentul care a fost adoptat n-a mai trecut cu corecturile care ar fi trebuit făcute în favoarea României. Deci România este lovită din foarte multe direcții. Prin urmare, orice ajutor este aprobat de la Comisia Europeană pentru fermierii din România este mană cerească. Am înțeles. Haideți să sperăm că ajutoarele naționale tranzitorii, cu nebăgare de seamă și iuțeală de mână, vor trece. Să ne bazăm pe faptul că avem un înalt lider politic care vorbește limba germană foarte bine și ar putea să-i reamintească Germaniei că a promis ceva marți și a uitat până miercuri, că există telefoane directe pentru toată lumea. Dați-mi voie că vreau să ne apucăm de un subiect. Sunt atât de multe că nici nu știu cum să le iau în ordine. Dar vreau să facem câteva precizări. Comisia Europeană, din ce văd eu de aici, dintr-un capăt de Uniunea Europeană, iubește foarte mult în perspectivă micul și mediul fermier. Sunt priviți ca o salvare și împotriva coronavirusului și a foametei și a migrației ilegale. Exagerez, evident, da? Dar micul fermier e esențial pentru viitoarea politică agricolă comună. Acum, iertați-mă, dar micul fermier din Franța, din Italia sau din Germania e altceva decât micul fermier din România. Și nu mă refer la statură. Nu poate ne explicați dumneavoastră de ce România nu se bucură de tot atâtea beneficii, chiar dacă micul fermier va fi urcat pe un piedestal și îmbrăcat în euro de sus până jos. Micul fermier occidental conduce, gestionează, administrează, produce și ia beneficiile din ferme pe care și le-au transmis din generație în generație, care au ajuns la o perioadă în care își pot asigura toată această producție în mod foarte confortabil, inclusiv cu subvențiile mărinimoase pe care le primesc de la Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, ce e foarte important de spus, ei fiind constituiți în asociații pe tot teritoriul țărilor și la nivel european, au o foarte mare forță de luptă și de reprezentare în Parlamentul European, deci practic pot influența foarte repede și decisiv o decizie care se ia la Bruxelles. În același timp, el este susținut de țara lui și în momentul în care nu-i convine o politică, iese în stradă, în număr foarte mare și reușește să răstoarne aproape orice este împotriva lui. Iar diferența esențială dintre el și fermierul mic din România este faptul că mărfurile, produsele acelor fermieri sunt primite în magazinele din țara respectivă. Nu numai că sunt primite, sunt și foarte căutate. Iar în perioada care urmează, sub noua politică agricolă comună, aceste mărfuri vor fi la mare căutare peste tot în Europa. Fermierul mic din România, în schimb, pe de o parte, are probleme cu terenul, care a fost retrocedat așa cum a fost retrocedat. El nu poate gestiona o fermă mică care să aibă toată câteva sute de hectare. El e nevoie să lucreze o bucată de pământ aici, o bucată dincolo și ca să-și facă cât de cât o fermă,
deseori e nevoit să ia în arendă pământul. Ori, în acest moment în care tu nu ai în gestiunea ta și nu ai în proprietatea ta o fermă care să fie a ta personală, pe care să o lucrezi, să știi că rodul pământului va fi al tău și după ce îl poți obține, îl dai în magazine și obții profitul de pe el pentru ca să poți să mergi mai departe. Nu ai cum să fii încurajat dacă în țara la tine, de exemplu, nu există niciun fel de mișcare care să promoveze produsele românești, care să facă presiune pe retailer și să primească în magazine produsele românești și iarăși cei mai grav spun întotdeauna faptul că noi, micii fermieri din România, nu se asociază, înseamnă că ei nu vor putea să obțină niciodată la nivel european lucrurile pe care și le doresc. România are o caracteristici probabil unice în Uniunea Europeană. Istoria noastră diferă radical de istoria Europei Occidentale. Fermierul mic român este mult, mult mai sărac, incomparabil, față de fermierul mic occidental. De aceea politica agricolă comună a fost concepută în așa fel încât să se fie încurajat micul fermier. Dar nu cred că s-a gândit nimeni în mod special la fermierul român care se confruntă cu diverse situații, cu credite, cu dobânzi îngrozitoare la bănci, cu o incapacitate de a-și cumpăra utilaje și inputuri, astfel încât să-și poată duce producția până la capăt, cu confortul psihic că se descurcă și că are unde să o vândă. Noua politică agricolă comună a fost gândită pentru tipul de fermier occidental. Ori asta s-ar putea să ne afecteze puțin, pentru că structura, cum spuneam, este diferită. Însă există situații prevăzute în noua politică agricolă comună care ar putea să ajute micul fermier român dacă va fi dispus să investească puțin efort în principal și să aibă disponibilitatea de a pune în aplicare ceea ce scrie acolo. Pentru că pentru fiecare lucru pe care îl face, el pentru prima dată va primi bani în plus. Adică, e ceea ce vorbeam despre ecoscheme. Da. Aceste ecoscheme sunt un mecanism care pentru prima dată oferă posibilitatea micului fermier să le acceseze cu bani în plus. Ecoschemele, printr-o ciudățenie, nici nu știu care a fost mecanismul care a stat în spatele acestei decizii, nu sunt obligatorii pentru fermieri. Sunt obligatorii, în schimb, pentru țară. Deci țara, guvernul, trebuie să facă în așa fel, să încurajeze micul fermier să facă ecoscheme. Pentru că dacă micul fermier nu va face ecoscheme, noi nu ne vom atinge țintele propuse de Uniunea Europeană și țara va plăti. Deci e nevoie ca statul în acest moment să se implice pentru a susține micul fermier, a-l ajuta să producă și a-l ajuta să vândă. Pentru că el să poată face aceste ecoscheme care în final ajută țara și care în final ajută Uniunea Europeană. Perfect. Știu că sună complicat, da, mă rog. Dar asta este ceea ce prevede nou PAC. Dați-mi voie să fac o scurtă precizare. N-aș vrea să vă întrerup, dar suntem și noi supuși acelorași reguli de televiziune. Urmează pauza de publicitate și pentru că știți ce înseamnă acest lucru, cu voia dumneavoastră ne despărțim doar temporar pentru câteva minute. Revenim la Agricultura, o șansă pentru România, în discuție, în direct de la instituțiile europene cu europarlamentarul Carmen Avram, membru în Comisia pentru Agricultura a Parlamentului European, despre ce s-a votat, ce înțelegem și ce ne așteaptă în continuare. Ne revedem în foarte scurt timp.